Domnul primar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac un amendament în sensul următor. Diminuarea sumei de la 1.500.000 la 1.000.000 de lei, cu realocarea ca și sursă bugetară de la capitolul, nu știu numărul exact, transportul social și de la burse. 500 și 500. Discuții? Nu, aș vrea să auzim amendamentul în clar. Deci. 6802, da. 68, deci diminuarea plafonului de 1.500.000 la 1.000.000, o dată. 2. Alocarea ca și sursă din 6802, transportul social. 2. Din învățământ, capitolul 11, dacă nu... 65. Titlul 11. Deci, domnul primar, domnul președinte de ședință, îmi permiteți? Domnul primar, v-aș ruga să identificăm resurse bugetare în sensul diminuării cheltuielilor curente. Să lăsăm copiii în pace și bursele aferentelor. Asta e rugămintea noastră. Chiar dacă identificăm 3, 4, 5 credite bugetare, am identificat și noi aici cu colegii de la celelalte partide politice, capitolul 6802, asistență socială, o să luăm și de la transporturi și haideți să mai identificăm. Împreună mai identificăm încă un capitol bugetar de unde putem diminua, astfel încât bursele școlare să nu fie afectate. Tot, vorbim despre copiii din municipiul Bacău. Ce ați identificat dumneavoastră? Haideți să o luăm din aproape în aproape. Putem diminua 6802 cu 1.000.000 de lei, cu 1.000.000 lei. 6802. Nu, deci nu luăm de acolo 500.000, luăm 1.000.000 de lei. Sau luăm de la transporturi 750.000 și de la 6802 750.000. Nu, deci încă nu mai aveți nevoie de 1.500.000? Haideți să vorbim pe rând. Înscrieți-vă la cuvânt, vă rog. Haideți să votăm amendamentul cu reducere de la 1.500.000 la 1.000.000 și pe urmă hai să vedem. Da? Haideți să votăm amendamentul ăsta și pe urmă... Amendamentul e făcut... A făcut domnul primar un amendament și trebuie să-l supunem la vot. Nu pot să-l supun. Pe al domnului primar. Defalcat. Domnului primar, da. Da. Supunem la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Nu, domnul secretar, haideți să enunțăm amendamentul în clar. Nu vă supărați pe mine. L-am spus de două ori. Solicitați finanțarea acestei situații de criză doar cu 1.000.000 de lei, nu cu 1.500.000 lei? Da. Okay. Deocamdată e ca titlul de Mulțumesc. Pornire. Nu știm dimensiunea. Da. Suplimenta ulterior. Exact. Dar să putem demara procedurile de stabilire și de asigurare a acestei locații, avem nevoie de niște bani. Haideți să punem la vot. Supunem la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 14 voturi a fost aprobat amendamentul domnului primar. Mai sunt amendamente? Da, doamna Breahnă? Și atunci propun identificarea creditelor bugetare pentru susținerea acestei situații de criză prin diminuarea capitolului 8402 transporturi cu 500.000 și a capitolului 6802 asistență socială tot cu 500.000. Domnul primar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Deci, suntem într-o situație de criză dictată de către împrejurări și cu sub imperiul unui hotărâri de Comitet Județean de Situații de Urgență. Haideți să pornim măcar până vineri cu această alocare bugetară. Și eu din ceea ce înțeleg în momentul de față, dumneavoastră ați votat amendamentul meu în unanimitate. Asta înseamnă că s-a adoptat. Domnul primar, nu am specificat, am întrebat greșit pe domnul secretar ce votăm. Și am votat, domnul secretar, am votat strict diminuarea sumei alocate pentru această situație de criză de la 1.500.000 la 1.000.000 de lei. Asta a votat grupul politic PSD. Nu, amendamentul domnului primar care a rămas pe bandă a specificat clar. Deci, domnul secretar, nu ne jucăm aici de declarațiile. Domnule, dar
putem... Și domnul Bârzu a zis, haideți să votăm întâi diminuarea. Doamna Zamfir, dumneavoastră, ce ați înțeles? Că eu sunt jurist, nu mă pricep la detalii. Domnul secretar, v-am întrebat ce votăm. Poftim? Ați zis că votăm diminuarea. Nu, eu am spus că votați amendamentul situație domnului... de criză. Nu. Dar chiar așa am ajuns să... Doamna Breacnă, domnul primar a ridicat un amendament. Pe urmă l-a repetat. Domnul Bârzu, ați propus să votăm pe rând amendamentele? Doamna Breacnă, s-a votat amendamentul, nu s-a votat proiectul. Deci, prin urmare, haideți să găsim bani și să terminăm un pic. Deci, domnul secretar... Da. Deci, ceea ce faceți dumneavoastră cu noi, da, este mascaradă. Eu am discutat foarte clar cu dumneavoastră, v-am întrebat ce votăm. Diminuarea creditelor bugetare, lăsați-mă să termin, creditelor bugetare alocate pentru această situație de criză de la 1.500.000 la 1.000.000 de lei și mi-ați zis că da. Nu, eu am spus că votăm amendamentul domnului primar, domne. Doamnă, dar domnul primar a propus... Domnul secretar, am înregistrat toată povestea asta ca idee. Doamna Breacnă. Așa cum ne asigurați de prezența domnului Botoi în sală acum ceva vreme, doamna Breacnă, când dumnealui nu era în sală, așa ne asigurați că am votat acum amendamentul integral. Doamna Breacnă, eu vă întreb un lucru. Era normal să votăm un lucru pe care domnul primar nu l-a propus? Domnul președinte mi-a zis să pun la vot amendamentul domnului primar. Puteam să pun la vot altceva decât ce a zis? Am supus parțial amendamentul domnului primar la vot. Frumos un pic. Eu o las pe domnul când președinte. S-a discutat supunerea la vot, s-a zis să se voteze separat. Și eu am spus că nu se poate vota separat pentru că nu a fost formulat separat. Dar chiar cine și dacă... Cine a spus lucrul ăsta, domnul Crețu? Am spus la microfon. Vă uitați pe înregistrare și o să vedeți. Dar chiar și așa, dacă a trecut amendamentul, nu contează pentru că n-a trecut hotărârea. Exact. Haideți să găsim, dacă nu sunteți de acord cu sursa de finanțare pe care a găsit-o domnul primar, haideți să găsim sursa de finanțare. Avem 500 de la transport social... bani aferenți pe semestru al 3, pe luna trimestru 3, da? 500. Mai trebuie 500. Păi și am zis 500 de la 8402, domnul Crețu. Care reprezintă ce? Transporturi, 2002, reparații curente. Nu știu dacă partea de reparații este exact zona în care ar trebui să luăm bani, având în vedere cum arată municipiul Bacău ca și străzi, ca și infrastructură. Haideți să găsim altă sursă de finanțare, ca să nu supunem la vot nenumărate variante și să le picăm pe toate. Domnul Crețu, găsiți-o. Deci, repet, amendamentul domnului primar s-a votat parțial, așa a și sugerat domnul Bârzu și aș fi... Nu are cum, doamna Brahna, nu are cum să voteze parțial atâta timp cât este formulat întreg. Nu pot să votez parțial, nu pot eu să extrag ce vreau. Domnul consilier Crețu, am întrebat ce votăm. Votăm strict diminuarea creditelor bugetare alocate pentru această situație de criză. Amendamentul ridicat de domnul primar. Asta s-a spus. După care s-a spus că diminuarea sumei și nu s-a mai specificat poate restul. Domnul Crețu, grupul politic PSD a votat strict diminuarea creditelor bugetare alocate pentru această situație de criză, de la 1.500.000 la 1.000.000, fără doamna identificarea Breacnă, vrei să depășim momentul? Bugetare. Da, vreau. Haideți să găsim surse de finanțare. Cred că am avut și pauză, cred că am avut toată disponibilitatea. Haideți să mai găsim o altă sursă. Nu, atunci haideți să facem altfel. Luăm de la transporturi, de la 8402, 250.000 de lei și mai găsim undeva 250.000. Ok? Ok. Altcineva să facă și restul de completare până la 1.000.000. La microfon, domnul Bârzu, vă rog. Doamna Breacnă, 250 de lei la burse, 250 de la transporturi, 500 de la transport social, semestru 3. Asta e amendamentul, doamna Breacnă? Păi bun, dar amendamentul domnului... Amendamentul, eu aș vrea să găsim o soluție să amendamentul doamnei Breacnă vine peste un amendament deja aprobat de-a domnului primar. Deci dacă nu suntem sinceri cu noi, grupul politic PSD nu susține proiectul în totalitate.
pentru că fraudați votul, domnul secretar. Încă o dată, haideți să diminuăm cheltuielile curente, nu bursele elevilor. Doamna Breagnă, vreți să formulați amendamentul ca să rămână pe bandă? Amendamentul meu? Da. Deci propun susținerea acestei situații de criză cu 1 milion de lei prin diminuarea următoarelor capitole bugetare. Transporturi 8402 cu suma de 500.000 de lei și 6802 subvenții pentru transport, asistență socială cu aceeași sumă. E aceeași. Ne cramponăm în 500.000 de lei de la reparații curente, afectând bursele elevilor. Haideți să le oferim elevilor certitudinea că vor avea credite bugetare până la sfârșitul anului pentru a-și încasa bursele. Doamna Breacnă, certitudinea asta nu o puteți oferi nici dumneavoastră și nimeni de la masa asta. Putem, noi putem la momentul ăsta. Nu puteți, pentru că după ce vor fi alegeri, Consiliul Local va putea face aproape orice. Deci nu vă mai agățați de chestia asta, pentru că mi se pare un joc. Domnul Crețu, haideți să identificați și noastră un capitol bugetar și să închidem subiectul ăsta. Capitolul din care s-a luat 500 este acela pe care vi l-am indicat când discutam despre căutarea alocației. Bun, supun la vot amendamentul formulat. Cine este pentru? Formulat de doamna Breacnă, colega dumneavoastră. Câte voturi? Deci am zis așa, 500.000 de la transporturi, reparații curente, 500.000 de la asistență socială. Ok, și am supus la vot. Păi haideți. Păi am supus la vot, votați, doamne, iartă-mă, mâna sus. Ce trebuie să facem? O voturi. Cine este împotrivă? Cine se abține? N-a trecut. Haideți, domnule Burzu. Haideți să deblocăm. Punem 250 și 250. Domnul Burzu, vă rog frumos, formulați un amendament în sensul ăsta. Îl formulez, dar să fie de acord. Deci, domnul primar. Doamna Cristina, vă rog frumos. Facem un compromis nedorit. Da? Pentru că nu e firesc. Haideți ca să închidem, domnul Crețu, da? Facem un compromis nedorit pentru că nu e normal să afectăm bursele elevilor. Și atunci, haideți să propunem semestru 4. Ne-am asumat dublarea burselor școlare. Noi, toți cei care am votat amendamentul, vă asumați public că bursele elevilor nu vor fi afectate și că acestea vor rămâne cu cuantumul dublat? Deci, vă promit că în ședința proximă, adică vineri, voi spune public de față cu presa acest lucru. Bine. Atunci, propun următorul amendament. Diminuarea capitolului 6802 asistență socială cu 500.000, diminuarea capitolului 8402 transporturi, reparații curente 2002 cu 250.000 și diminuarea propusă de dumneavoastră cu 250.000. Adică nu vreți să luăm de la reparații curente nimic? Pare rău, nu susțin acest amendament sub nicio formă. Dacă de ce să ținem emoții și pe reparații? Domnul primar, adică facem un compromis, dar haideți să-l facem deopotrivă cu toții. Doamna consilier, cred facem pentru dumneavoastră. Vreți bani la reparații curente pentru campania electorală, domnule primar. Nu m-ați înțeles deloc. De aceea vreți bani la reparații curente, doamna consilier, nu m-ați înțeles deloc. Și vreți să afectați bursele școlare. Nu faceți un compromis cu mine. Faceți eventual cel mult cu orașul. Orașul are nevoie de reparații. Acum, când ieșim din iarnă. De asemenea, bursele elevilor nu vor fi afectate în acest an sub nicio formă. V-am zis, repet și vin în fața Consiliului Local vineri, public,
explicând la toată lumea și cu toată presa de față. Adică peste două zile. Dar haideți să nu încurcăm capitolul bugetar. Eu mă refer doar la ce este prins și nu va fi folosit până în trimestrul 4. Deci la asta mă refer. Nu e vorba de compromis pentru mine. Deci eu nu înțeleg de ce nu vreți să diminuăm capitolul reparații curente, transporturi, cu nici măcar un leu. Îmi permiteți să vă explic. Pentru că această sumă care a fost alocată și diminuată deja cu 1,5 milioane, nu ne va ajunge, abia ajunge, de fapt, până la rectificare. Și tot nu este suficientă. Noi avem de reparat străzi. Sunt foarte multe străzi. Vă dau un exemplu. Carpați, digul Bârnat, prelungirea Bradului, Letea. Deci sunt niște străzi deja, unele dintre ele afectate de șoseaua de centură. Parcul. Sunt de șoseaua de centură, îmi cer scuze, de rezerva de apă. Deci sunt chestiuni pe care va trebui să le intrăm și haideți să nu mai intrăm în retorica asta electorală. Păi și ce, dacă e campanie electorală, nu mai face nimeni nimic? Uitați! Un alt articol. Deci capitolul 70.02, locuințe, servicii și dezvoltare. 20.30, alte cheltuieli. Aveți acolo 1.191.000 lei. Luăm 500.000 de aici. 1.100.000 lei. Da, 1.191.000 lei. Adică aveți 1.191.000 lei. Alte cheltuieli. De la alte... Ok. Dacă luați pe ăla de acolo, n-am zis. Da, dar nu cred că îl luați tot. Nu luăm tot, luăm 500.000. Dar e angajat, nu știu. Bun. Bine. Haideți, recapitulăm. Da, mergem pe diminuarea capitolului 70.02. Articol alineatul 20.30, alte cheltuieli, deci suma de 1.191.000 lei va fi diminuată cu 500.000 lei și mergem și pe diminuarea capitolului 68.02, asistență socială, da? Fără burse și transporturi, da. Deci formulație... Vă lăsăm și... campania electorală în pace, dar acordăm și credite bugetare integrale pentru bursele elevilor. Și gata. Doamna Breacne, mai formulați odată tot amendamentul cu exact sumele? Bugetul, domnule Crețu. Da? Recapitulăm. Deci, diminuăm capitolul 70.02 cu 500.000 de lei și capitolul 68.02 tot cu 500.000 de lei pentru alocarea de credite bugetare în cuantum de 1.000.000 de lei pentru susținerea acestei situații de criză. Deci, fără a afecta bursele elevilor. Și fără transporturile, fără capitolul reparații străzi, da? Fără reparații străzi, fără burse. Deci, doamna consilier, încă o dată exact titlul articolului, titlul capitolului de acolo. Chiar am închis bugetul. Deci, 70.02, locuințe, servicii și dezvoltare, vom diminua 20.30 alte cheltuieli de la 1.191.000 de lei cu 500.000 de lei. Adică îl vor duce la 691.000 de lei. Okay. Și următorul? Și următorul, 68.02, asistență socială, subvenții, transporturi. Deci eu nu mă opun la acest amendament dacă deplinește condițiile de legalitate. Supunem la vot amendamentul formulat.
Cine este pentru amendamentul formulat de doamna Breahnă? 14. Cu 14 voturi, amendamentul a fost aprobat. Vreau, domnul Crețu, vreau eu să mai am o intervenție în afară de amendament. Dacă este scurtă, e perfect. Doamna Breahnă. Dar înainte de a vota proiectul, încă suntem la discuții, domnul Bârză. Doamna Breahnă, discutăm la subiect? Da, la subiect discutăm. Vă rog. Eu aș vrea ca totuși domnul primar să ne dea să ne ofere mai multe detalii cu privire la locația pe care sau care va servi drept probabil locație de carantină, pentru că nu cred că sunt chestiuni secret de stat, nu? Nu cred că sunt clasificate aceste informații strict secret sau secret de stat. Și cred că și pentru cetățenii municipiului Bacău ar fi interesant să știe unde sau către ce au fost alocate credite bugetare astăzi. Către ce locație, de ce, ce facilități oferă locația respectivă. Mulțumim, doamnă. Domnul primar, aveți cuvântul. Deci, cu privire la caracterul secret, nu mă întrebați pe mine, secret sau nesecret, doamna consilier Dinu a fost în ședința Comitetului de Situații de Urgență Județean. Vă poate da mai multe detalii. Am fost împreună. Da, pe mine nu mă privește decât din perspectiva executării. Domnul primar, atâta vreme cât sunteți membru al acelei ședințe, vă privește și pe dumneavoastră. Nu sunt membru al acelei ședințe, am avut caracter de invitat. Da. Deci, eu nu discut de caracterul public sau nepublic. Ăsta este un element. Doi, discutăm aici de o hotărâre a Comitetului Județean de Situații de Urgență care ne-a dat o serie de obiective de îndeplinit. 3. De-abia din acest moment, deci din momentul adăptării unei hotărâri de Consiliul Local prin care se alocă buget, vor începe toate procedurile legale necesare în vederea identificării și achiziționării de servicii de tipul celor solicitate în ședința Comitetului Județean de Situații de Urgență. Mai mult de atâta, nu am ce să vă zic, că nu am ce să vă zic. Nu sunt alte detalii pe care să vi le pot da. Pentru că nu există în momentul de față ceva stabilit. Vă mulțumim de răspuns. Nu, ideea era că ați văzut câte nemulțumiri... Doamna Breahnă nu v-a mai dat cuvântul, vă rog frumos. O să vă rog să-mi dați cuvântul. Doamna Breahnă, a spus o întrebare, cred că e suficient. Să supunem la vot, vă rog eu frumos. Eu nu consider mulțumitor răspunsul noastră. Ați văzut ce nemulțumire a generat prima opțiune. Doamna Breahnă... De asta v-am întrebat, să nu ajungem iar în situația de ieri. Până ajunge ieri. Dar puteți confirma dacă locația este o locație din municipiul Bacău? Sau din nordul municipiului Bacău? Eu nu pot să vă confirm, pentru că de aici încolo, aparatul de lucru al primarului, nu primarul, va începe toate demersurile legale în vederea identificării unei astfel de locații și contractării acestor servicii. Doi. Adică locația nu este identificată, nu? La momentul acesta. Poftim? Locația nu este identificată? Nu este identificată. Dacă aveți cunoștințe, vă rog frumos, nu, asta chiar v-am pus o întrebare pentru a mă informa și pentru a informa și cetățenii. Dacă aveți cunoștințe care au business-uri de genul acesta, vă rog frumos. Domnul primar nu-mi stă în bunele maniere intermedierea unor astfel de tranzacții. Domnul secretar, vă rog, supuneți la vot. De asemenea, cu privire la situația de ieri, eu repet, am comunicat DSP-ului un număr de câteva sute de locuri. Căminele pe care le-am pus la dispoziție în afara zonei centrale a municipiului Bacău au fost respinse de către Direcția de Sănătate Publică ca neconforme, deoarece nu au băi în cameră. Singurul cămin care este cu baie în cameră este Carpen. Comitetul Județean de Situații de Urgență l-a identificat și l-a solicitat pe acela. Nu avem noi ce să comentăm la municipiul Bacău din această perspectivă, decât, exact cum scrie și prezenta hotărâre, punem în executare hotărârea. Mai mult, ce să vă zic? Domnul secretar, vă rog. Punem la vot hotărârea cu modificările aduse prin amendamentul formulat și aprobat de Consiliul Local al doamnei consilier Breahnă. Cine este pentru? Mulțumesc pentru acurateți, domnule secretar. Păi nu, nu mai e valabil ca domnului primar. Dar domnul primar nu a fost cu diminuare.
a domnului primar a fost stabilirea sumelor. Deci, al doamnei Breacnă. Deci, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 13 voturi, având în vedere absența din sala doamnei Raluca Dinu, proiectul a fost aprobat. Vă mulțumim. Ședința de Consiliu Local a luat sfârșit. Vă mulțumesc de participare.